A decis euro va fi salvat, dar 500 de milioane de oameni vor trăi mai rău pentru asta. Printre ei și românii, care vor strânge și mai mult cureaua. Summitul istoric de la Bruxelles ne obligă să fim chipzuiți, iar dacă dăm greș să ne așteptăm la taxe mai mari, disponibilizări și tăieri bugetare, pentru a pune în aplicare noile reguli, România își va revizui Constituția. We're never going to join the euro. Nous aurions préféré une réforme des traités à 27. România va merge în acest acord. That's a really good step in the right direction. După două zile de negocieri dure la Bruxelles, Europa s-a împărțit în două. Toate cele 17 state din zona euro au fost de acord cu noul pact fiscal vital pentru salvarea monedei unice. Încă 9 țări care încă nu folosesc euro, printre care și România, și-au exprimat intenția de a face parte din acest acord. Șefii de state și de guverne trebuie să se consulte însă și cu parlamentele lor dacă este necesar. S-a opus vehement Marea Britanie. Comme vous saviez, nous aurions préféré une réforme des traités à 27. Cela n'a pas été posibil compte tenu de la position de nos amis britanniques. Pe scurt, prin noul act, statele își vor gestiona banii după noi reguli care vor fi trecute în Constituțiile naționale. Mai mult, 200 de miliarde de euro vor ajunge în conturile Fondului Monetar Internațional. Banii vor fi folosiți pentru statele fragile ale Uniunii. Statul român nu va fi nevoit să contribuie cu niciun ban. Statele care sunt în acord cu fondul nu trebuie să participe la facilitate. Vom fi obligați, în schimb, să informăm Comisia Europeană despre toate împrumuturile pe care vrem să le luăm. Va trebui să avem pregătit și un plan B în cazul în care depășim cheltuielile admise la 3% din produsul intern brut. Plan B care ar putea să însemne taxe mărite, concedieri sau tăieri salariale. Este un preț care trebuie plătit, pentru că de acum încolo va trebui să ne obișnuim că beneficiile vin la pachet și cu prețuri. Iar românii știu deja cât mai au de plătit la masa crizei. Salariile și pensiile nu se vor majora anul viitor, iar alți 120.000 de bugetari își vor pierde locul de muncă. Pentru România va fi mai rău decât a fost 2011. Noile reguli fiscale ale României vor fi prezentate săptămâna viitoare de către șeful statului, membrilor opoziției și puterii. Nu ne putem juca cu revizuirea Constituției. Discuțiile aprinse despre soarta Europei au arătat și o altă față a relațiilor dintre liderii Uniunii. În timpul pozei de grup, Traian Băsescu a încercat să se întrețină fără succes cu José Manuel Barroso, președintele Comisiei Europene. Văzând că este complet ignorat, președintele nostru a părăsit grupul cu mâinile în buzunare și s-a plimbat prin sală.